O întâmplare mai puțin fericită a avut loc pentru iubitorii de bere pe o stradă din statul australian Queensland. Un autocamion încărcat cu bere s-a răsturnat, mii de cutii cu această băutură alcoolică împrăștiindu-se pe carosabil și provocând suspendarea circulației pe o secțiune a drumului timp de mai multe ore. Șoferul, un tânăr de 24 de ani, a scăpat nevătămat și n-a avut nevoie de îngrijiri medicale. În schimb, el a fost testat pentru consum de droguri și alcool. Bere pe care acesta o transporta este considerată cea mai bună și cea mai bine vândută din Australia. Localnicii s-au grăbit să dea o mână de ajutor. Dar, surprinzător, au afirmat polițiștii, nimeni nu a fost interesat să fure cutiile cu bere împrăștiate pe carosabil.